Efeseni, capitolul 1, tocmai acest adevăr îl descrie foarte clar și foarte frumos. Hai să citim primele 14 versete. Efeseni 1, Pavel, apostolul lui Iisus Hristos, prin voia lui Dumnezeu, către sfinții care sunt în Efes și credincioșii lui Hristos Iisus. Har și pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru și de la Domnul Iisus Hristos. Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovnicești în locul cerești în Hristos. În El, și iată ce și cântam, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii, ca să fim sfinți și fără prihană înaintea Lui, nu o întâmplare. După ce în dragostea Lui ne-a rânduit mai dinainte să fim înfiați prin Iisus Hristos, după buna plăcerea a voie sale, spre lauda slavei Harului Său pe care ni l-a dat în prea Lui, în El avem răscumpărarea, prin sângele Lui iertarea păcatelor, după bogățiile Harului Său, pe care le-a răspândit din belșug peste noi, prin orice fel de înțelepciune și de pricepere, căci a binevoit să ne descopere taina voiei sale, după planul pe care l-a cătuise în sine însuși, ca să-l aducă la îndeplinire, la împlinirea vremilor, spre a-și uni iarăși într-unul în Hristos toate lucrurile, cele din ceruri și cele de pe pământ. În el am fost făcuți și moștenitori, fiind rânduiți mai dinainte după hotărârea celuia care face toate după sfântul voie sale, ca să slujim de laudă slavei sale, noi care mai dinainte am nădăjduit în Hristos și voi, frați de aici și noi din Buzău, dumneavoastră de aici, și voi după ce ați auzit cuvântul adevărului, Evanghelia mântuirii voastre, ați crezut în el și ați fost pecetruiți cu Duhul Sfânt care fusese făgăduit și care este o arvună a moștenirii noastre pentru răscumpărarea celor câștigați de Dumnezeu spre lauda slavei Lui. Amin. Vă invit să vă reașezați. Nu eram sigur ce text să citesc, dar cântarea aceasta mi-a dus aminte acest cuvânt așa de frumos și zic, Doamne, binecuvântează-ne ca să nu uit, vă aduc salutări din partea familiei mele, soției mele, sunt împreună cu doi din copiii noștri mai mari, celălalt șapte cu soția sunt acasă, din partea familiei noastre, pace și har și salutări, de asemenea, frații din Buzău, vă transmit salutări pe Valea Buzăului, unde slujim. Domnul să vă binecuvânteze, amin. amin. În această dimineață, mă bucur să fim împreună și dintre multe subiecte care se pot vorbi, și Biblia aceasta este mare și sunt multe lucruri frumoase, toate lucrurile sunt frumoase în ea, cred că la îndemnul Duhului Sfânt am ales să rămânem la acest cuvânt care, iată, după cum cântam că nu întâmplarea, nu suntem creați la întâmplare, nu suntem făcuți. Voi nu v-ați născut tineri, dragi, copii în familia noastră, că eu am mai întrebat și în un caz, cunosc câteva cazuri, când a zis, mă, a venit copilul din greșeală. Așa gândesc oamenii firești, chiar în bisericile noastre. Deci mai a fost o greșeală. Dar nu, nu întâmplarea. Voi n-ați fost o greșeală când ați venit în familie. Chiar dacă unii pot să gândească altele. Nu întâmplarea. Noi am fost creați. Și ce frumos spune aici, cel puțin în două versete, versetul 5, ne-a rânduit mai dinainte ca să fim înfiați prin Isus Hristos după buna plăcere a voiei sale. Dumnezeu a avut plăcerea aceasta să ne creeze, să ne facă să slujim, spune mai departe cuvântul în șase, spre lauda slavei Harului Său. Și parcă la tot acest cuvânt uh, culminează cu versetul 12, ca să slujim de laudă slavei sale. Scopul tău pe pământ nu este să faci bani. Scopul nostru pe pământ nu este să ne strângem averi, Scopul nostru pe pământ nu este să ne arătăm cine suntem noi. Scopul nostru pentru care Dumnezeu ne-a îngăduit pentru o vreme scurtă pe acest pământ este ca să slujim de laudă slavei sale. No. Cum se spunea la ora de rugăciune aici dumneavoastră în Austria, noi în România, fiecare unde Domnul i așezat, sau unde ne va muta sau ne va schimba, asta după buna plăcerea voiei sale, noi trebuie să slujim de laudă slavei sale. De aceea nu poți să faci ce vrei tu. Măcar că unii, când eram tânăr, așa între tineri, era vorba asta neduhovnicească, dar era între noi, na, da? eram mai nepocăiți. Ce, ce faci? Fac ce vreau mușchii mei. așa era vorba și unii încă o mai au, dar când am crescut mari și ne-am pocăit și am devenit duhovnicești, am găsit în Biblie că spune în Galaten, dacă dăm o pagină în stânga, capitolul 5 cu 17, ce spune că firea pământească poftește împotriva Duhului, Duhul împotriva firii pământești, sunt lucruri potrivnice, așa că nu puteți face, nu mai poți să faci ce vrei tu. Nu mai poți să faci ce ai tu în cap. Nu mai poți să te tunzi cum vrei. Mă rog, poți, dar n-ai avea voie să te tunzi cum vrei. Nu poți să te îmbraci cum vrei. Iarăși, poți, dar n-ai avea voie să te îmbraci cum vrei. Că noi, când ne tundem, când ne îmbrăcăm, când vorbim, mașina care ne-o cumpărăm, și dacă ai un milion de euro în cont, slavă Domnului, mașina care o cumperi trebuie să slujească de laudă slavei sale. Cam greu aminul ăsta. Dar așa spune Biblia, frații mei. Casa care ți-o faci, tot ce faci. Și dacă ești cel mai bogat dintre toți pocăiții din Austria, tot ce faci trebuie să slujească de laudă slavei sale. Doamne, ajută-ne la aceasta. Pentru că, dragii mei, în toată viața noastră trebuie să se arate slava lui Dumnezeu. În viața mea, în familia mea și în biserica noastră, în biserica dumneavoastră, în bisericile noastre, trebuie să se arate slava lui Dumnezeu. Este singura care poate să schimbe predicile noastre, cât ar fi de bine alcătuite, cât ar fi de înțelepte, cât ar fi de cu înțelepciunea vorbirii sau așa mai departe, ce predicator de renume am avea, că astăzi asta ne trebuie predicator de renume, oricum ar fi ei, nu poate schimba pe nimeni. Dacă nu i Duhul Sfânt, Duhul Sfânt e slava lui Dumnezeu. Imediat vedem de Scriptură. Dacă nu-i Duhul Sfânt într-o biserică, o mie de predicatori, o mie de cântăreți, nu schimbă un, un suflet, nu pot să schimbe. Dar când e Duhul Sfânt, nu-i nevoie nici de o mie de predici, s-a sculat Petru în ziua cinzecimii și cât, câte puncte a avut Petru la predică? Nu știu. Că zice acolo, cu multe alte cuvinte îi îndemna și le zicea, mântuiți-vă din mijlocul acestui neam. Nu știu câte, cum o predica. Le-o fi plăcut, nu le a plăcut, dar era Duhul Sfânt acolo. Și când a vorbit Duhul Sfânt, s-au pocăit 3.000. Nu vi se pare că astăzi ne trebuie cam 3.000 de predici să se pocăiască câte unul? Noi nu avem nevoie de oameni cu renume. Noi avem nevoie de slava lui Dumnezeu. Și ascultați-mă, slava lui Dumnezeu e suficientă? Că au trăit bătrânii noștri pocăința, bunicii, străbunicii noștri. Nu erau nici predicatori cu renume, nu erau nici cu, cu titluri multe, nu erau. Erau niște oameni de la țară. Erau niște ciobani, unii dintre ei. Dar erau însoțiți de Duhul Sfânt și, frații mei, Duhul Sfânt era suficient. S-a răspândit Evanghelia în România din anul 1920 și mai înainte, dar hai să luăm doar în, în contextul cultului penticostan. În 1923 s-a răspândit prin Duhul Sfânt, după cum frumos spunea cuvântul Domnului în fapte, în capitolul 9, versetul 31, că biserica se bucura de pace, se întărea sufletește, umbla în frica Domnului și cu ajutorul Duhului Sfânt. Noi încercăm prin diverse metode, încercăm prin muzică, încercăm să atragem tinerii prin tot felul de... să ne dăm așa după ei, să le facem, să le placă. Ascultați-mă, dacă nu-i câștigă Duhul Sfânt, nu-i câștigă nimeni. De aceea, noi trebuie să ne întoarcem la Duhul Sfânt. Noi trebuie să dorim ca în bisericile noastre să se arate slava lui Dumnezeu. Când se arată slava lui Dumnezeu, bolnavii se vindecă listele acestea luni se mai împuținează, Doamne lucrează. Amin. Și dacă listele rămân la fel, dar eu știu că și azi Domnul lucrează, dar parcă mai puțin. Și aici vreau să ne uităm. De ce Dumnezeu lucrează mai puțin? S-a schimbat El? Păi nu că scrie în Iacov, în El nu este schimbare unul, nici umbră de mutare. Nu cumva ne-am schimbat noi? Hai să ne uităm în cuvântul Domnului și rămânem la acest subiect, slava lui Dumnezeu. Nu uităm cuvântul care spune în Iacov, în capitolul 4, versetul 5, că Dumnezeu este gelos. Credeți că degeaba vorbește Scriptura? Duhul pe care l-a pus Dumnezeu să locuiască noi, ne vrea cu gelozie pentru El. Doamne ajută-ne! Și asta e slava lui Dumnezeu. Slava lui Dumnezeu este Duhul Sfânt care ne descoperă pe Hristos. Cum arată slava lui Dumnezeu? Hai să citim din Biblie, deși cam greu să ne o imaginăm. Ezechiel, capitolul 1. Citim trei versete. Dacă aveți Biblia în limba germană sau nu știți prea bine românește, citiți ca să înțelegeți. Sunt niște termine aici, nici n-a ști cum să mi-o imaginez. Ezechiel 1 cu 26 în jos. Deasupra cerului care era peste capetele lor, era ceva ca o piatră de safir în chipul unui scaun de domnie. Pe acest chip de scaun de domnie se vedea ca un chip de om care ședea pe el. Am mai văzut iarăși o lucire de aramă lustruită ca niște foc, în lăuntul căruia era omul acesta și care strălucea de jur în împrejur, de la chipul rărunchilor lui până sus și de la chipul rărunchilor lui până jos. Am văzut ca un fel de foc și de jur în împrejur era înconjurat cu o lumină strălucitoare, ca înfățișarea curcubeului care stă în nor în într-o zi de ploaie așa era și în acestei lumini strălucitoare care îl înconjura. Astfel era arătarea slavei Domnului. Puteți să o descrieți după asta? Nu știu cum să o descriu. Parcă e greu de imaginat. Safir, alamă lustruită, încins în foc, o lumină mare. Dar așa a văzut-o Ezechiel când i s-a arătat slava Domnului. Când am văzut-o, am căzut cu fața la pământ, că întotdeauna în fața slavei lui Dumnezeu nu se cade pe spate. Nu se cade pe spate cum cad pe la carismatici și pe la unele biserici deja penticostale. Nu, în fața slavei lui Dumnezeu se cade cu fața la pământ. Și Daniel a căzut cu fața la pământ și atâția alții au căzut cu fața la pământ. Că în fața slavei lui Dumnezeu există o singură, o singură atitudine, el să crească și eu să mă cobor, să mă smeresc. Doamne, ajută-ne! Iată slava lui Dumnezeu! Slava lui Dumnezeu care ne-a fost arătată și a fost arătată și pe muntele Sinai, în așa fel încât oamenii au zis, desigur, acolo s-a coborât Dumnezeu în toată slava Lui. Hai să citim din Exodul, în capitolul 20, cu 18, tot poporul auzea tunetele sunetul trâmbiței, vedea flăcările. La priveliște aceasta, poporul tremura, stătea în depărtare. Și au zis lui se vorbește-ne tu însuți, te vom asculta, dar să nu ne mai vorbească Dumnezeu ca să nu murim. Iată arătarea slavelui lui Dumnezeu. Și sunt și alte descriere. Dragii mei, cât de mult dorim slava lui Dumnezeu? Domnul vorbea în, în psalmul 4, versetul 2 și atrăgea atenția asupra unei unei atitudini care o au oamenii față de slava lui. Fii oamenilor, până când va fi bazjocorită slava mea? Cum se poate asta? Slava lui Dumnezeu să fie bazjocorită de fii oamenilor? În casa lui Dumnezeu, slava lui Dumnezeu să fie bazjocorită? Să știți că Dumnezeu nu își împarte slava cu nimeni. Isaia 42, versetul 8, tocmai descrie acest, acest aspect. Eu sunt Domnul, acesta este numele meu și slava mea nu voi da altuia, nici cinstea mea idolilor. Și aceeași idee, 48, versetul 11. Din dragoste pentru mine, din dragoste pentru mine vreau să lucrez că și cum ar putea fi hulit numele meu, nu voi da altuia slava mea. De aceea așa de puțin se mai vede slava Domnului. Pentru că noi umblăm după slava noastră. Noi căutăm slava noastră și când căutăm slava noastră, Domnul nu face concurență cu noi, El se retrage și ne lasă cu slava noastră. Spunea Domnul Iisus foarte clar acest aspect în Ioan, în capitolul 5, versetul 40. Nu vreți să veniți la mine ca să aveți viața. Eu nu umblu după slava care vine de la oameni. Noi după ce uită, nu umblăm? Când ți-ai luat mașina care ți-ai cumpărat-o, ai avut în vedere să aduci cu ea slavă Domnului? Când îți cumperi pantofii, când, uite, când te-ai tuns, când ți-ai făcut, nu știu ce ai făcut, ai avut în vedere să, prin, prin ceea ce ai făcut, să aduci slavă Domnului? Eu nu împăr slava cu nimeni. Dragii mei, nu ne uităm la alții, nu uitați la alții, că mai fac eu așa niște remarci, dar nu asta este important. Important este că tot ce facem trebuie să aducă slavă lui Dumnezeu. Amin. Prin tot ceea ce fac eu, când vorbesc, avem adunarea generală. A, asta e dureros. Și la adunarea generală se ridică câte unul și altul. Ai adus slavă Domnului prin ceea ce ai vorbit la ultima adunare generală? Sau ai vrut să arăți că ai și tu cuvânt? Păi, dar și eu dau bani la biserică. Cum se poate asta? Poți să dai bani. Slavă Domnului. Dar tot ce vorbești, tot ce faci, tot ce ești, trebuie să arate slava lui Hristos. E un umblu după slava care vine de la oameni. Dar știu că n-aveți în voi dragoste de Dumnezeu, le spuneam fariseilor și oamenilor atunci. Eu am venit în numele Tatălui meu și nu mă primiți. Dacă va veni un altul în numele Lui însuși, pe acela îl veți primi și orice ușor primim astfel de oameni. Cum puteți crede voi, spunea Domnul Isus. și hai să ne cercetăm, care umblați după slava pe care vă dați unii altora. Vine fratele păstor la mine, la biserică și îl prezint, fratele pastor cu toate denumirile, așa se obișnuiește, dacă e și doctor și rector, nici nu cap denumirile pe un slide din ăsta întreg, câte are. Și trebuie să, dacă nu i -ai, dacă i ai uitat una, se supără. Apoi vin eu la fratele păstor și, și el să mă prezinte pe mine. Știți și asta? Slava care ne-o dăm unii altora. Și Domnul ne lasă cu doctorii noștri, cu rectorii noștri. Numai că doctorii și rectorii și păstorii și nimeni nu poate schimba dacă nu-i slava lui Dumnezeu. Nimeni nu poate scoate din droguri, din beție, din jocuri de noroc, din pornografie copiii noștri, din tinerii noștri, adolescenții noștri, dacă nu-i slava lui Dumnezeu. Și pentru asta avem nevoie de slava Domnului. Dar ca să se arate slava Domnului, trebuie să ne oprim din a ne da slava unii altora. Și dacă am stat să medităm sincer. Uite, văd tineri, tineri familiști. Aici a cântat familia Turanski, Domnul să-i binecuvânteze. M-am bucurat să-i văd. Am avut nunta săptămâna trecută, da? Așa, nuntă frumoasă. Domnul să vă binecuvânteze. O rochie, o rochie foarte frumoasă la sora, care ar trebui date exemple pentru că așa smerenie. Foarte frumos. Și la, la nuntă să se vadă slava Domnului. Păi vine socru mare. Păi băi frate, Păi odată are nunta. Știți ce am constatat? Ăștia care zic că odată face nunta și să-l lași să facă cu umbrea el, că o da bani la biserică, mai vine încă o dată la nuntă. Că divorțează și vine la recăsătorire. Și dacă nu-l primești, este un pustan în alții care fac și rezolvă, nu problemă. Slava oamenilor. N-ați vrea să ne întoarcem astăzi la slava lui Dumnezeu? La nunțile noastre să se vadă slava lui Dumnezeu? Dacă în i trena de 3 metri, se vede slava lui Dumnezeu? Când vine mirele, uite, într-o biserică penticostală, dacă mă dați pe internet, iar am probleme. Când vine mirele cu părul până aici, e slava lui Dumnezeu? Că i-am spus cuiva din neamul meu, din biserica aceea, asta nu nu-ți bali ce vă spun, zic, unei surori, zic, mă, a avut mirele, păr mai lung ca tine. O, în fine, Intră, intră Mireasa cu cercei în bisericile noastre pentecostale. Și ne mirăm de ce nu mai lucrează Domnul. O, Acum să lucrează Domnul. Dar intrăm noi cu tot felul de mofturi. Păi, frate, eu am dat bani la biserică. De ce n-ai pus pe pruncul meu? Eu am dat bani la biserică, dar. Îl bagi în comitet. Dar ce e aici? Casa lui Dumnezeu e pe numele tău. Biserica lui Hristos e pe firmă personală. Păi nu, biserica lui Hristos e a lui Hristos. Ai da bani? Lasă că Domnul îți va răsplăti, slavă Domnului. Numai că atunci când băgăm câte 9 milioane de euro într-o biserică, ca azi concret, în România, nu poți să o faci cu bani numai de la popor, să vină patronii cu bani mulți și apoi ăștia vor să controleze. Și în loc de biserică ajunge orice altceva, dar nu biserică. Ca să păstrăm casa lui Dumnezeu biserică, unde vom vedea se arată slava lui Dumnezeu. Noi trebuie să luptăm pentru asta, noi trebuie să ne dezbrăcăm de noi înșine. Trebuie să renunțăm la pretențiile noastre. Eu nu vă cunosc, eu ceea ce spun, spun din cuvântul Domnului, Nu, nu am vorbit cu frații, nu mi-au spus nimica, dar se întâmplă în multe din biserici ceea ce vă spun eu. Aș vrea să ne întoarcem la slava lui Dumnezeu. Cum puteți crede voi care umblați după slava pe care vă dați unii altora și nu căuta slava care vine de la singurul Dumnezeu. care e căutarea ta? Tată care ești în familia ta, preot în casa ta, care dorința ta cea mai mare? Eram într-o biserică în diaspora, frate, au anunțat o seară de rugăciune și cineva a zis, auzi frate, eu am venit aici să câștig bani, voi toată ziua numai rugăciune vreți. Da, dacă asta ai venit să faci, du-te și fă bani. Dacă n-ai înțeles Că ai nevoie de slava lui Dumnezeu în viața ta, în familia ta să se înnoare. Dar apoi când pleacă copilul în lume, fraților, veniți, rugați-vă, postiți. Dar până acum unde ai fost? Păi au fost după bani, au fost după alte lucruri. Când marțea lipsesc sau când aveți dumneavoastră aici, joia, când lipsești, caut slava Domnului, când stai peste program pentru slava Domnului, stai peste program. Nu, stai pentru 100 de euro sau 200, cât o fi în plus. Pentru aia stai. Când umblăm după ale noastre, căutăm slava noastră. Și vorbeam cu unul dintre frați pe mașină, fraților, cât de mult confort avem noi față de părinții noștri, bunicii noștri. Mi-aduc aminte, însă noi suntem nouă, trei băieți, șase fete, nouă frați în familie. Știu când mama încă spăla scutece cu mâna, acele scutece murdare nu erau pampers. Astăzi e mașină de spălat haine, mașină de uscat. Dacă se cumpără și se inventează ceva să ți le împăture, eu o cumpăr, că uh, e tare e faină. Încă o oră întrești, soția trebuie să împăture hainele. Avem tot confortul. Știți că acum 100 de ani nu erau dușuri? 100 de ani în urmă nu erau dușuri. Și mergi, dai drumul la apă și ce frumos. Ne-am făcut totul pentru confortul nostru. Și nu ne, nu ne oprește Dumnezeu. Numai că vrem și în biserică și în cele spirituale să ne fie cât mai confortabilă. Prea multă rugăciune pe genunchi. Prea mult ne țin frații ăștia la rugăciune. Și atât post le trebuie. Că vrem să ne fie cât mai confortabil. Uitați-vă în Biblie, la apostol nu așa a fost. Ei mergeau nu cu, cu o mașină cu AC, nu zburau cu avionul. Ei mergeau în Samaria pe jos, dacă o fi avut vreo căruță măcar. Ei mergeau, străbătea insula Patmos, Pavel. Știți că un tânăr, căutați voi cum îl chema a plecat cu apostolii inițial, cu Pavel și cu Barnaba, și după ce a plecat un, o parte din drum cu ei, nu știu de ce, l-au fi durut picioarele, l-au făcut bășici la picioare, nu știu de ce, dar i-a părăsit. A zis, băi, prea mult de mers pe jos. Eu credeam că dacă mă duc cu ăștia doi, domnul face și mie așa o mașină confortabil să stau și eu. Un frate misionar povestea, a dus pe niște slujitori în junglă, în misiune, și un, câțiva păstori și-au luat cu ei costumele, cu cu omerașele. Eu zic, mai și nu aveți nevoie de costume. Am întrebat: Dar unde e baia? Baia e și după pomul ăla. Eu am fost acolo în, în slujire. Da? Dar dușul unde? E? Uite, pun asta, spart-o, pui în pom și curge apă și ai duș. Da. Ne-am făcut cât mai confortabil. Și tânărul de care vă spuneam, spune faptele apostolilor, s-a despărțit de ei, a plecat de la ei. Slava lui Dumnezeu! Când noi umblăm după slava noastră, Dumnezeu se retrage și ne lasă. Tot Dumnezeu spunea Ioan în capitolul 12, versetul 40, era amintit și ieri la conferință, Isaia a zis, le-a urbit ochii și le-a împietrit inima ca să nu vadă cu ochii, să nu înțeleagă cu inima, să nu se întoarcă la Dumnezeu și să-i vindec. Isaia a spus aceste lucruri când a văzut slava lui și a vorbit despre el. Și spuneam eu ieri, prea mulți vorbesc astăzi despre Dumnezeu care n-au văzut slava lui Dumnezeu. Avem mulți cântăresc care n-au văzut slava lui Dumnezeu, care n-au căzut înaintea slavei lui Dumnezeu. Ca Isaia în capitolul 6, când a văzut slava lui Dumnezeu și a căzut cu fața la pământ și a spus, vai de mine, prea mulți predicatori Prea mulți slujitori, prea mulți dintre noi care ne-am botezat, dar n-am stat față în față cu slava lui Dumnezeu. De aceea ne permitem să călcăm în picioare slava lui Dumnezeu. De aceea permitem în bisericile noastre unele lucruri care n-ar trebui să le permitem. Dar de dragul oamenilor, frate, dacă îi spui, se supără. Și Apostolul Pavel spunea în Galatenii capitolul 1, versetul 10, caut eu oare în clipa aceasta să capăt bunăvoința oamenilor? Dacă îi atrage atenția dirijoarei, mai nu te-ai îmbrăcat cu vincios, Ai fi tu dirijoare, fi avut o muzică cât i avea, dar în biserică nu-i conservator. În biserică nu se vine cu rochii de seară. S-a tu nu știu ce s ras. În biserică se vine acoperită. În biserică ne, ne îmbrăcăm cu vincios. Că aici vrem să fie slava lui Dumnezeu. Dar frate, dacă îi spui, se supără și nu mai avem dirijoare, nu mai avem dirijor. Nici o problemă, că biserica la început a cântat în comun, nu era nicio problemă. Ne întoarcem la cântările în comun. Cântăm așa cum știm, dar să se arate slava Domnului. Asta este important. Și Pavel spunea, eu caut bunăvoința oamenilor. Eu știu că ce și am predicat și ieri și unii cu siguranță supărat. Eu știu că ceea ce predic este puțin mai greu de primit. Poate unii se supără, Dai cuvântul lui Dumnezeu. Dacă cineva se supără, să știți că o facem pentru că dorim în bisericile noastre să rămână slava Domnului. Dumnezeu e gelos pentru biserica lui Hristos care și-a dat viața. E gelos pentru biserica lui. Îmi vine în minte un frate, îmi spunea în Italia, nu știu detalii, dar doar ce mi-a spus el, un păstor, prezbită, un conducător, oricum era prezbiter și într-o biserică răspundea de biserică, într-o noapte s-a trezit și urla, urla din toate puterile, pe la ora trei noaptea lângă soția lui în pas și spunea, pentru mine nu mai este mântuire, nu mai este salvare. Și soția lui a spus, „Mai bărbate, ce ai pățit? Tu ai predicat atâția ani, Domnul are milă pentru tine, are salvare pentru alții, cum, nu are? cum nu te iartă Dumnezeu? Și el a zis, a venit Domnul Iisus în noaptea asta și mi-a zis, hai să-ți arăt ce ai făcut cu biserica mea. Și l-a luat și l-a dus la intrarea casei Domnului, ca pe Ieremia, Ieremia 7. Și l-a pus la intrarea bisericii care el o conducea și frații intrau surorile rând pe rând. Și Duhul, îngerul Domnului, solul Domnului, întreba pe fiecare, tu de ce intri așa în biserică? Și unul intra cu freze, altul cu vopsele, și fiecare care intra zicea, păi fratele conducător m-a lăsat să intru așa. Eu n-am știut, spunea unii, dar ne-a dat voie, așa a spus că e ok. Și când au intrat toți, i-a spus solul Domnului acestui slujitor, mi-ai distrus biserica, mi-ai nenorocit poporul, pentru asta și Dumnezeu te nenorocește. Și s-a trezit omul acesta urlând pentru mine numai în mântuire. Au sunat, au chemat frații să se mărturisească. Era prea târziu, într-o oră sau două ori a murit. Cine își permite să-și bată joc de slava Domnului, nu va rămâne nepedepsit. Cine își permite pentru el, pentru familia lui, că a dat el bani la biserică, a construit el biserica, să calce în picioare slava Domnului în poporul Domnului, ascultă-mă, nimeni nu poate face asta. Poți să umbli pe cărbune aprinși, să nu-ți ardă picioarele? n cum. Dacă te urci pe cărbune aprinși, ascultă-mă, într-o zi te arde. De aceea noi trebuie să ne luptăm ca în biserică să fie slava Domnului. Asta va însemna că pe unii vom supăra. Da, pe unii vom supăra. Spuneam un frate, auzi, dacă te iei, spuneam și el, dacă te iei de mine, o mai înghit cum o mai înghit. Dar dacă te iei de copiii mei, ai încurcat-o cu mine. Dar eu mă iau de tine, de copiii tăi, că vreau, am eu ceva. Nu, eu vreau ca în biserică să fie slava Domnului. Și pentru asta unii se vor supăra. Pentru asta trebuie să ne smerim noi ca slujitori, să o facem cu toată inima, dar să alegem să nu-L supărăm pe Dumnezeu cu riscul de a supăra pe unii oameni. Domnul Iisus spunea cuvântul Domnului aici în Ioan 12, totuși chiar dintre fruntași, mulți au crezut în el, dar de frica fariseilor nu-l mărturiseau pe față, Ioan 12 cu 42, ca să nu-l fie dați afară din sinagogă, căci au iubit mai mult slava oamenilor decât slava lui Dumnezeu. Frații mei, ce iubim noi? Când pleci de acasă, frate drag, ești atent cum se îmbracă soția ta, fica ta, băiatul tău? Fost o lucrare undeva în zona în care slujesc, în care Domnul spunea, bărăbații când, când vin la biserică ar trebui să fie atenți cum se îmbracă familiile lor. Și nu odată a trebuit să spun unui frate, zic, frate, tu ai văzut? Frate, n-am văzut. Dar cu cine au venit cu mașina fica ta? Cu mine. Și cum n-ai văzut? N-am văzut. Și dacă spun eu, cum a zis unul tupeist, Doamne, cât tupeu e în unii din poporul Domnului. Când, când, am atras atenția, uite frate, noi, și atragem atenția uneori, uite, nu-i bine cum s-a îmbrăcat din familia ta. Nu-i nu cinstit pentru Domnul. Dar tu te uiți după fata mea? Câtă nesimțire mai, mai cât obrăznicie poți să ai într-o zi cine calcă în picioare slava lui Dumnezeu, va sta față în față cu Dumnezeu și nimeni nu scapă. Datoria noastră e să ne smerim, să ne luptăm ca în biserică să fie slava lui Dumnezeu. Domnul Iisus spunea în Romanie, capitolul 15, versetul 3, că și Hristos nu și-a plăcut lui însuși. Toată viața, știți că Domnul Iisus putea să scape de cruce? Dacă aș fi fost lângă Domnul Iisus și a venit Petru și a spus, Doamne, să te ferească Dumnezeu, Doamne, să-ți se întâmple asta. Eu i-aș fi spus, Doamne, eu înțeleg farisei ăștia, ăștia sunt niște farisei. Dar nu le zic că ți nebun și orb, că te omoară. Zile așa mai voala, zile așa mai... Au zis, mă, hai pocăiți-vă! Dar Domnul Iisus, nebun și orb, a Ioan Botezătorul, cum le zicea, pui de năpârci. Mai da, au zi așa mai, mai, teologic. Așa, și ne învață acolo la teologie, învață să o spun așa, că să nu supere pe nimeni. Când nu supărăm pe nimeni, ne supărăm pe Domnul, să știți. Și dacă vrem să fim plăcuți Domnului, în primul rând ne vom supăra pe noi, firea noastră va fi nemulțumită. Ea încearcă să postești. Să vezi cum strigă firea. Iară trebuie post. Dar mă doare stomacul. Dar dăm să mănânc. Nu vrea să postești. Prima care, care, primul care să supe suntem noi, firea noastră pământiască. Domnul Iisus nu și-a plăcut lui însuși. Dacă citim din Ioan, de exemplu, Ioan capitolul 5, în Ioan sunt mai multe versete care descriu tocmai această stare a Domnului Iisus. doar două sau trei vă spun dacă le găsesc repede. Ioan 5, versetul 30, Eu nu pot face nimic de la mine însumi, judec după cum aud. Și judecata mea este dreaptă pentru că nu cau să fac voia mea, ci voia Tatălui care m-a trimis. Eu nu fac nimic de la mine. Și spuneam versetul 19, adevărat vă spun că fiul nu poate face nimic de la sine. El nu face decât ce vede pe tatăl făcând. Toată viața Domnului Iisus a făcut un singur lucru, a adus slavă lui Dumnezeu a trăit în așa fel încât Dumnezeu Tatăl să fie slăvit. Știți ce l-a costat? Totul și viața l-a costat, pentru că a vrut să aducă slavă lui Dumnezeu. Era în fața lui Pilat, m am meditat la cuvântul ăsta, era în fața lui Pilat Domnul Iisus. Și el întreabă Pilat, cât, îi pune câteva întrebări și la un moment dat Domnul nu îi mai răspunde nimic. De ce nu îi mai răspunde? Ce am înțeles eu personal, poate să fie și alte răspunsuri, dar ce am înțeles este că Domnul nu i-a mai răspuns ca nu cumva să-l convingă pe Pilat să nu-l răstignească. El știa că trebuie să meargă până la capăt. Amin. Și înaintea lui Pilat era adevărul. Și întreabă Pilat, ce este adevărul? Și să spun, eu sunt adevărul. Nu i-a zis. Nu i-a mai răspuns nimic. Pentru că trebuia să meargă planul lui Dumnezeu până la capăt. Trebuia să fie Domnul Iisus răstignit ca să se împlinească, să se arate slava lui Dumnezeu. Și în final, prin răstignirea Domnului Iisus, Efeseniul 1, ce citeam, să fim făcuți de laudă slavie sale, lăudat să fie Domnul. Ioan 5, citeam aici, Ioan 8, la un moment dat spunea Domnul Iisus și în 6 și în 7, citesc în 8, versetul 20 și 9, nu, două șanse. Am multe de zis despre voi și de o sândit în voi. Observați cuvântul acesta. Zice Domnul Iisus, eu mai am multe să vă spun, dar nu vi le spun. De ce? Dar cel ce m-a trimis este adevărat și eu ce-am auzit de la el, aceea spun în lumii. Spunea Domnul Iisus, aș putea să vă spun și altele în, în dreptul vostru. Dar dacă tatăl nu, nu mi-a spus să vă spun, eu nu vă spun că Domnul Iisus a căutat în fiecare zi să se arate slava lui Dumnezeu. Și a vorbit numai ce a auzit de la Tatăl. Când ne ridicăm să vorbim, Doamne ajută-ne să fim la fel. Ce căutăm noi, frații mei? care e căutarea vieții noastre? Haideți să ne uităm la un om al lui Dumnezeu și aș vrea să vă spun că oamenii mari al lui Dumnezeu, oamenii care au ajuns la o intimitate uh, foarte adâncă cu Dumnezeu. Oamenii aceștia au stat față în față într-o zi cu slava lui Dumnezeu și asta i-a transformat și i-a schimbat complet. Vă aminteam despre Isaia, mergem în Exod în capitolul 30 și 3. Moise, îmi place mult momentul acesta din viața lui Moise. Poporul a păcătuit, Moise merge pe munte, mijlocește pentru ei și spune versetul 13, dacă am căpătat trecere înaintea ta, arată căile tale, atunci te voi cunoaște, voi avea trecere înaintea ta. Și Domnul răspunde, voi merge, eu însumi cu tine îți voi da o dihnă. 15, dacă nu mergi tu cu noi, nu ne lasă să plecăm. 17, vine un moment în viața lui Moise, când Domnul am putea spune, Domnul își deschide inima pentru Moise. Și uitați cuvintele care le spune. Voi face și ceea ce îmi cere acum. Și Dumnezeu să se lase înduplecat? Trebuie o, trebuie o mare intimitate ca să ajungi. Dumnezeu să se lase înduplecat de tine. Îmi vine în minte din unul împărați la finalul cărții, oricum din viața lui, lui Ilie, când face o înviere Ilie, Zice că Elie s-a rugat lui Dumnezeu, știți cum a fost înviat? Și Domnul l-a ascultat. Oamenii mari al lui Dumnezeu au trecere înaintea lui Dumnezeu. Ei au ajuns la, la o intimitate profundă și îl pot convinge pe Dumnezeu în momente cheie. Dumnezeu și-a deschis inima, aș putea spune, și spune, Moise, am să fac ce-mi acum. Și a cerut să vină cu ei, să nu meargă fără, să nu trimite un înger și tu însuți să vii cu noi, spunea în 16. Voi face și ce mi ceri acum, că ce ai căpătat trecere înaintea mea și te cunosc pe nume. Ce mare har! Da, știți de câte ori a supărat Moise pe oameni? De câte ori? Vă amintiți un moment când tot poporul a vrut să se întoarcă, nu mai știți, să se întoarcă înapoi în Egipt și Moise a ieșit cu Aron și tot poporul vorbea să-i ucidă cu pietre și a trăit să se să intervine slava lui Dumnezeu să-i oprească. De câte ori nu i-a supărat Moise? De câte ori nu s-au răzvătit împotriva lui Moise? De câte ori nu au fost gata să-l omoare? Moise a avut în, în, cap un singur aspect, să arate slava lui Dumnezeu. Și când a încălcat asta în numeri, când în loc să vorbească stânci cum i-a poruncit Domnul, a lovit stânca, Dumnezeu l-a taxat grozav. Deuteronom, dacă nu greșesc patru, spune el, l-am rugat pe Dumnezeu de mai multe ori să mă lase să intru în țara aceea bună. Toată dorința lui Moise a scos un popor răzvrătit din Egipt, a mers cu ei 40 de ani prin pustiu și când să intre în țara ce spune, Doamne, lasă-mă să intru. Și vine Dumnezeu și spune așa, nu mi mai vorbi despre lucrul acesta. De ce? Cu cât e mai mare intimitatea omului cu Dumnezeu, cu cât un om ajunge la o cunoștință mai adâncă, la o apropiere mai mare de Dumnezeu, cu atât încălcarea poruncii lui Dumnezeu e mai grozavă. Eu, dacă copilul meu uh, nu face ce spun eu, trebuie să-l pedepsesc. Dar dacă copilul vecinul nu face ce spun eu, îmi vine să-i fac ceva, dar zic, nu te la taică tău. Dar e copilul meu, el mă cunoaște, el e în casa mea, mănâncă la masa mea, se bucură de tot confortul care l-am oferit, la el am pretenții. Așa are Dumnezeu pretenții la noi. Așa ne cheamă Dumnezeu să ascultăm, să ajungem să-L cunoaștem pe El. Și Moise cât și-a dorit să intre pentru că a călcat în picioare slava Lui Dumnezeu într-un moment și a spus din fire, răzvrătiți va putea Dumnezeu să vă dea apă? Spus, pentru că nu mai cinstit, pentru că n-ai arătat slava mea, nu vei intra în Egipt, nu vei intra în Canaan să duci tu poporul. Dar iată în, în, capitolul 33, în momentul în care Dumnezeu îi spune Moise, te cunosc pe nume, ai căpătat trecere. Acum Moise stă în fața unui moment în care putea să ceară orice de la Dumnezeu. Știți că Ahasverosh vine și îi spune esterei, care ți este cerința, dorința? Dacă ai cere jumătate din împărăția mea, ce voi da. Moise în fața unui astfel de moment cu Dumnezeu. Când Dumnezeu îi deschide inima și spune, cumva, auzi, acum ce vrei să-ți fac? Ai pota trecere. Și acum se face o cerință lui Dumnezeu. Cerința aceasta lui Moise m-a smerit profund, profund. Putea să ceară Moise, Doamne, să-mi faci un nume mare pe pământ. Dumnezeu îi făcea, că i-a spus-o Dumnezeu. Pe tine te fac un neam mare. Păi ăștia îi omor, pe tine te fac un neam mare. Păi de asta ce arăt Moise bogății. Dacă ar venit Dumnezeu la tine într-o noapte, cum a venit? Știți că a venit la Solomon. Așa, 2, 2 Cronici 1, da? A venit la Solomon pe când era acolo la Gabaon și în timpul nopții s-a arătat versetul 7. Cere ce vrei să-ți dau. Uite, soră care ești aici, frate, dacă ar veni într-o noapte un înger al Domnului să spună, auzi, uite, ai căpătat treci înainte lui Dumnezeu și Domnul m-a trimis la tine să spun că orice i-ai cere, Domnul îți dă. Orice i-ai spune că vrei, Domnul face, îți face, se împlinește. Ce ai cere? Zice, în sfârșit scap de datorii. Doamne, îmi trebuie un milion de euro. Ce ai cere de la Dumnezeu? Am personal, să știți, când am văzut, când Domnul m-a -a, -a cercetat în privința lui Moise, am zis, Doamne, eu ce-aș fi cerut? că spune Dumnezeu lui Solomon, dacă ai fi cerut bogăție, să dea bogăție. Cereai moartea vrăjmașilor, îi rezolvam. Solomon a cerut înțelepciune și lui Dumnezeu tare i-a plăcut. Dar Moise cere ceva mai înalt, cum spuneam, a fost la o, o înălțime mult mai mare. Zice Moise în felul următor, Exodul 33, versetul 18, arată slava ta. Doamne, dar ce câștig eu de aici? Ce, ce, beneficiu e asta? Nu tu mașină, nu tu euroi, nu tu nimic. Păi eu vreau ceva tangibil. Dacă te-ar întreba Domnul pe tine ce ai cere? Hai să spun ce ai cere. ea cere lucrurile care sunt în mintea ta în fiecare zi. Tu vrei să-mi spui că lipsești joia și mață de la rugăciune, dar ai cere lui Dumnezeu când te-ar întreba să-ți arate slava lui? Nu. No. Noi toți vom cere lui Dumnezeu, dacă Domnul ne-ar da ocazia, i-am cere lui Dumnezeu ceea ce avem în inimă în fiecare zi. Dacă în inima noastră e alergare după bani, asta i-am cere. Poate că Domnul ne-ar da. Dar Moise zice, Doamne, din toată lumea aceasta nu-mi trebuie nimic nu-mi trebuie o împărăție, nu-mi trebuie aur, nimic. Arată-mi slava ta. Măi Moise, cum ți-a venit ideea asta? De unde ți-a căzut ideea asta să-i să spui lui Dumnezeu, să vezi tu slava lui Dumnezeu? Știți ce am înțeles eu? Moise umbla cu dorința aceasta în inimă în fiecare zi. Asta era dorința lui Moise. Observați că oamenii care ajung în prezența lui Dumnezeu... Nu mai sunt fascinați de lucrurile acestea ale lumii? Nu-i trebuie bani, nu trebuie car. Putea să ceară cel mai luxos car din toată, din toată lumea. Nici faraon să nu aibă car ca el. Când mă duc eu în fruntea poporului să se vadă că eu sunt robul tău. Poate că îi făcea Dumnezeu un car direct din cer trimis. Nu era prea greu pentru Dumnezeu. Și moi Moise nu cere nimic tangibil. O cerință neobișnuită. Doamne, arată-mi slava Ta. Dar ce e asta? Ce câștigi? La ce se ajută? Așa sunt oamenii care au ajuns să-L cunoască pe Dumnezeu. Ei nu mai au nevoie de nimic din lumea aceasta. Trecea într-o zi Mântuitorul nostru cu ucenicii printr-un lan de greu. Așa m-am smerit când am citit. Și ucenicii au luat în mâini niște grăunțe și au rupt niște spice și le-au frecat în mâini și au mâncat grâu. Voi ați mâncat vreodată grâu așa a, crud. Eu am încercat. N-are niciun gust. Nu pot să-l așa. Ei au frecant în mâini ucenici și au mâncat. Și au venit farisei, i au acuzat. Dar eu vă întreb. Că Domnul Isus n-a făcut asta. Nu ne spune Biblia. Numai despre ucenici. Domnul Isus unde mâncase? La care și au urmat mâncase Domnul Isus înainte? La restaurant? Eu vă spun că Domnul Isus era mai flământ ca ei și a ales să trăiască așa. Spune că uneori n-aveau nimic, femeile mai ajutau cu ceea ce puteau. A ales să trăiască așa fără nimic, pentru că pe Domnul Isus nimic din lumea aceasta nu l-a atins decât slava lui Dumnezeu. A venit diavolul în Matei capitolul 4 când l-a ispitit și a zis, i-a arătat toată slava lumii, toate bogățiile, împărățiile și a zis toate astea ți le dau ție. Tu le-ai vrea? Păi noi renunțăm la Dumnezeu pentru 30 de argiți. Pentru 100 de euro într-o seară renunț la rugăciune și n-ai renunțat pentru un milion de euro. Îți garantez că renunț. Dacă, dacă pentru un, un, lucru mic, cu cât mai mult pentru un lucru mare. Și Domnul Iisus nu-i nu, nu atins de nimic și spune lui Dumnezeu să te închin și numai lui să-i slujești. Iată oamenii lui Dumnezeu care au ajuns să-L cunoască pe Dumnezeu, așa au trăit. Au trăit în ascultare și au vrut să vadă slava Domnului. Vă citesc și închei ideea aceasta, Exodul 33, versetul 20, 19. Voi face să treacă pe dinaintea ta, Toată frumusețea mea aceasta e slava lui Dumnezeu, frumusețea lui Dumnezeu. Știți că noi în noi când aducem copil la binecuvântare, număr 6, ce, ce ne rugăm pentru ei? Doamne, fă să strălucească peste ei lumina ta fața ta. Spuneam să, să strălucească peste noi lumina feței tale de mai multe ori aceasta e slava lui Dumnezeu. Psalmul 34 cu 5, 6 și acolo, când îți întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie. Și frații spuneau că nu prea am cântat, suntem așa unii veni la biserică morocănoși. Nu sunt de acord cu ăștia care dansează, am fost în Africa și eram într-o biserică în Africa, era un singur beculeț, abia vedeam în bine să citesc, N-aveau nici greșe, nici mochet. Domnule, când au dansat, era un praf de ani bine că nu ți becuri, că măcar nu văd ce praf ci ce respiră. Și uh, la rugăciune s-au pus pe scaun, picior peste picior. Nu am putut să tare, am zis, mă, nu se poate, voi la cântare dansați, la rugăciune stați picior peste picior. Și nu-s de acord cu, cu astfel de manifestări. Dar noi venim și în fața unui Dumnezeu, nu vărsăm o lacrimă, nu zicem slăvit să fie Domnul nu zicem un amin, un aleluia. Și eu întreb, unde e slava Domnului? De ce nu ne cercetează slava Domnului? Nu cumva ne-am întors privirea de la Hristos? Voi face să treacă pe dinaintea ta toată frumusețea mea și voi chema numele Domnului înaintea ta. Eu mă îndur de cine vreau să mă îndur și am milă de cine vreau să am milă. Domnul a zis, fața nu vei putea să-mi o vezi, căci nu poate omul să vă vadă și să trăiască. Iată un loc lângă mine, vei sta pe stâncă și când va trece slava mea, te voi pune în căpătura stâncii, te voi acoperi cu mâna mea până voi trece, iar când îmi voi trage mâna la o parte de la tine, mă vei vedea pe dinapoi, dar fața mea nu se poate vedea. Cu ce a rămas Moise de aici? Ce a câștigat Moise? Ce carduri a avut? Câți bani a avut? Nimic dar a rămas cu slava lui Dumnezeu. Dragii mei, dacă aceasta ar fi cerința noastră, umblarea noastră zilnică, atunci când venim la biserică, ne am, am avea grijă cum ne îmbrăcăm? Atunci când când la cordeon, la orgă, când cânt la orice, când ies în față, aș avea grijă cum cânt. Eu nu am voie să cânt la chitară, la acordeon chitar, la, uh, la orgă, astfel încât să atrag atenția asupra mea. Pentru că în biserică trebuie să fie slava lui Dumnezeu poporul să se concentreze la Hristos. Și dintr-o dată eu vin și încep să fac niște floricele la chitară, la acordion sau nu știu ce. Și dintr-o dată eu sunt distras, mă, bă, ce știu? ăsta, mă, acordionul, că chitară, mă, ce, de unde i am învățat? Și în loc să mă uit la Hristos, la slava lui, și apoi fratele vine câțiva și spun, măi, dar ce bine cânți mă! Bine ai cântat text, să mă ne place. Și nu mă aveți când știu, vine să joci. Îți vine să începi să joci. În biserică unde ar trebui să cădem cu fața la pământ, înaintea slavei Domnului, ne vine uneori să jucăm pe unele ritmuri și eu întreb, unde e slava Domnului? Nu e slava Domnului, că e slava oamenilor. De aceea atunci când ies în față și cânt, eu trebuie să am grijă cum mă îmbrac. Ca nu cumva, uite, când vin de acolo până aici în față, în loc ca franții să poată să-L vadă pe Hristos, se uită la... Știți dumneavoastră, cum am văzut într-o biserică, când cânta cor, un cor mare, mai și-au cântat frumos, dar s-a ridicat sora dirijoare, îmbrăcată cum era, Doamne, trebuia să te uiți în pământ sau la cer, că nu putea să te uiți la cor. Și eu întreb, unde slava lui Dumnezeu? Nu este furăm slava lui Dumnezeu, bazocorim slava lui Dumnezeu. De aceea le-am spus-o și la Franța, am mai fost cu ei, cu, cu echipa uh, prin, și prin România, și pe unii tare mănâncă, domnule, nu mai pot după floricele, tă să bagi floricele, lăsăm floricele aici, tă să se vadă slava Domnului. Eu și eu știu să fac floricele, nu la niveluri foarte înalte, dar atunci când când uh, trebuie să mă abțin. Cântă acasă, bagă floricele cât e vrei, cântă cum vrei tu. Deși și acasă ar trebui să-i Domnul. Iisus să-i placă lui. Dar în biserică, măcar aici, aici trebuie să rămână slava lui Dumnezeu. De aceea atunci când venim în față să slujim Domnului, spuneam ieri la franț, la noi, la Buzău, un frate, venea, venea cu pantofi albi. E singurul frate cu pantofi albi, la o biserică frate domn. Și aveam, aveam parchet pe jos și când venea și troncă cu ei să vadă toți ce pantofi are el. Mă și-am tăcut odată, am tăcut de dor, dar cât să tac și eu, că nu pot să tac așa. Zic, frate, din tu vezi că e singurul care ai pantofi albi? Erau albi și eu puțin negru pe ei. Măi, e singurul, zic. Tu nu vezi, toți avem pantofi normal, unul ne surobi ne-au cușlat, că să ragi oamenii. El cu pantofi troncă ne mă, dă -i jos, ia niște și slavă Domnului, că jos. După aia am început să deschie la cămașă. Măi, închei-te la cămașă, ce vrei să arăți? Altul vine cu costumul și, o, oh, ce ispită, au dat pe el. Păi dacă ai dat pe el 100 de euro, te ponosește așa și îl pui undeva repede. Dar dacă da dat 2000 de euro, păi să-ți faci așa că ție ca să vadă toți că scrie banii. Și eu întreb, unde e slava lui Dumnezeu? Zâmbim, dar trebuie să plângem că adevărul care se întâmplă. eram, eram adolescent, mi-aduc aminte la biserică unde am crescut în, în, cu fratele, unde ești? așa, cu fratele meu, unde am crescut, nu știu dacă mai ții minte, era, era, bătălie, cine vine primul la biserică, ăsta cu mașina, dacă mai știi, cine ajunge primul la biserică, și mă gândeam, băieții ce frați tineri pocăiți, dar ei vrea să ajungă primul la biserică fix în fața intrării bisericii. Era un singur loc de parcare care era fix în fața intrării. Și atunci mașinile erau rare și nu prea. Și cine ajungea primul, parca mașina acolo, direct. El vrea să ajungă primul, nu să fie primul la biserică, și să poată pune mașina și când vin toți să vadă, măi, ce mașină are el? Și eu întreb, unde e slava Domnului? Dragii mei, poate am zâmbit, dar uh, haideți să ne întoarcem la slava lui Dumnezeu. Vreau să vă arăt din Scriptură, în Levitic, capitolul 9, ce s-a întâmplat când s-a arătat slava lui Dumnezeu. Levitic, capitolul 9, mai întâi, Domnul a, a, Moise spune lui Aron și fiilor lui, versetul 6, Moise a zis, să faceți și a poruncit Domnul și vi se va arăta slava Domnului. Dragii mei, slava Domnului nu se arată pe gratis. Nimeni nu-l poate convinge pe Dumnezeu, să-l oblige pe Dumnezeu să vină la noi, dar ascultați-mă, când se împlinesc condițiile lui Dumnezeu, cu bucurie Domnul coboară la noi. Slăvit să fie numele. Dar trebuie să fie îndeplinite aceste condiții. Să face și a porunci Domnul și atunci ni se arată slava Domnului. Și uitați-vă că așa s-a întâmplat. Ei au făcut toată jertfirea, tot ce a fost acolo, nu citesc că nu-i timp. Levitic 9, versetul 22. Aron și-a ridicat mâinile spre popor după ce au făcut sfințirea preoților și mai departe și i-a binecuvântat. Apoi după ce a dus jertfa de ispășire, arde de tot, ceva de mulțumire, s-a coborât. Moise și Aron au intrat în cortul întâlnirii. Când au ieșit din el, au binecuvântat poporul. Și acum, din ce înțeleg eu, Moise și Aron era gata să spună, fraților, biserica s-a încheiat, mergeți în pace, Domnul să fie cu voi. Numai că Domnul promisese ceva dacă faceți ce poruncește Domnul, vi se va arăta slava Domnului. Și iată ce spune Biblia. În momentul când ei erau gata să dea drumul la popor și slava Domnului s-a arătat întregului popor. Și cum s-a arătat slava Domnului? Și care a fost urmarea arătării slavei Domnului? Iată 24. Un foc a ieșit dinaintea Domnului și a mistuit pe altar ardea de tot și grăsimile. Și acum auziți, tot poporul a văzut lucrul acesta. Slava Domnului coborându-se, o flacără aprinzându-se fără chibrit, fără brichetă, fără nimica, jerfa mistuită și ce-au făcut? Au scos strigăte de bucurie și au început să danseze, Domnule. Ce bine ne simțim în prezența Domnului, că asta le trebuie la tineri astăzi. Să începem să dansăm. Nu când se arată slava Domnului, au strigat de bucurie și aceeași atitudine înaintea slavei Domnului, fața la pământ, genunchi jos, fața la pământ, înaintea slavei Domnului. De aceea nu mai ajungem cu fața la pământ, că nu prea se mai arată slava Domnului. Dar la slava oamenilor, dumneavoastră observați că în bisericile noastre, fraților, iertați-mă, dar în bisericile noastre pentecostale, se aplaudă? S-a aplaudat în conferințele păstorilor la cel mai înalt nivel, când a fost ales cineva. Au aplaudat. Și eu întreb, unde e slava Domnului? Nu e slava Domnului, e slava noastră. Și Domnul ne lasă, bucurați-vă de slava voastră. Și atunci mergem într-o direcție care nu e bună și vin alte lucruri și alte lucruri. N-ați dori să se mai arate slava Domnului? Ah. Noi toți vrem, dar suntem gata să plătim prețul? Uitați-vă în exod în capitolul 40, după ce Moise face totul cum a poruncit Domnul și spune versetul 27, că a terminat, a făcut tot cum poruncise lui Moise Domnul, 29, cum poruncise lui Moise Domnul, versetul 32, se spălau cum poruncise lui Moise Domnul, 33. Astfel a isprăvit Moise lucrarea. Cum a făcut Moise lucrarea? Cum poruncise Domnul. Și ascultați când noi facem lucrarea cum vrea Domnul, Domnul și arată slava Lui. Uitați-vă versetul 34. Atunci norul a acoperit cortul întâlnirii și slava Domnului a umplut cortul. Că Domnul a venit să primească. Moise a făcut totul cum a vrut Domnul predă lui Dumnezeu, Doamne, de azi înainte și Solomon la fel, mine, Solomon predă, predă casa lui Dumnezeu, cortul lui Dumnezeu și Domnul i-a în primire. Cum se întâmplă? Se coboară slava Domnului. Asta trebuie să se întâmple la botezul cu Duhul Sfânt. Nu am timp acum să vă explic, dar foarte scurt. Eu mă predau Domnului, închei legământ cu Domnul în apa botezului și când Domnul mă primește, știți ce facem? Ca în Exod 34, ca în 2 Cronici 5 și 7, vedeți imediat își arată slava lui ca semn că primește darul meu din mâna mea. Cum? Mă umple cu Duhul Sfânt, slăvit să fie Domnul. Coboară slava lui Ioan 14 cu 26, cred, spune acolo, noi vom veni la el și vom locui împreună cu el. Domnul coboară slava lui, pune numele lui peste cortul întâlnirii, peste casa lui Dumnezeu. 35. se nu putea să intre în cortul întâlnirii pentru că norul stătea deasupra și slava Domnului umplea cortul. 2 Cronici, capitolul 5. Când Solomon sfințește templul, versetul 11, în clipa când au ieșit preoții din locul sfânt, și iată condiția, era mintită ieri la prima sesiune, sfințirea, iată condiția, în Levitic 9 cu 6, să faceți tot ce a poruncit Domnul și vi se va arăta slava Domnului. Prima condiție, să facem ce poruncește Domnul, să împlinim Scriptura, nu mai e timp să ne ocupăm astăzi de asta. Dar a doua condiție, sfințirea, ca să se arate slava Domnului. Toți preoții de față se sfințiseră, fără să mai țină șirul cetelor. Și atunci leviții, Asaf, Heman, Idutun, toți ceilalți, îmbrăcați în insubțire, neprihănire, simbolul neprihănirii. Stăteau la răsăritul altarului cu chimvale, alăute, arfe, aveau cu ei preot, cântau, sunau din trâmbițe 13, unindu-se într-un glas ca să mărească. Așa trebuie lauda. Nu cum spuneam ieri la tineri, că vin și cântă, nu contează cum sunt îmbrăcați, ăștia de la multe turpe de laudă și închinare. Nu contează îmbrăcămintea, nu contează cum sunt. Are o fată care s-a tuns, cântă, cum, tunsă, chiar ea cântă pentru Domnul. Cântăm în pantalon, fetele, cântăm oricum, nu mai contează. Cântau într-o biserică în România, așa un grup de tineri aici în față, de laudă și închinare, și strigau și cântau, da, cred, pot să muți și munții. Și am zis, mă, nu pot să pui un batic pe cap și pot să muți munții? Mi-e cam greu să cred, iertați-mă, mi-e cam greu să cred. Dacă n-ai putut să pui un batic pe capul să muți munții. Dar noi vrem slava Domnului? Toți preoții de față se sfințiseră și într-acest context al împlinirii voii lui Dumnezeu și al sfințirii, acum când urmează lauda, cântarea, auziți ce se întâmplă? Când cei ce sunau din trâmbițe 13, cei ce cântau unindu-se într-un glas, să mărească, să laude pe Domnul, au sunat din trâmbițe, chimvale, celelalte instrumente și au mărit pe Domnul prin aceste cuvinte, căci este bun, căci îndurarea Lui ține în veci. Atunci, în clipa aceea, când e ordinea aceasta, sfințire, ascultare, laudă, atunci se arată slava Domnului. Știți cum îi preze în worship astăzi? Nu contează sfințire, nu contează ascultare, dar lauda contează. Noi ne închinăm, noi cântăm și nu se arată slava Domnului. E nevoie să bage niște fum să iasă din scenă ca să mimeze. În America, la astfel de întâlniri ale lor, au făcut să cadă, au pus undeva în tavan, să cadă din, din tavan, așa, firicele, praf foarte fin de aur. Și săraci oameni, Doamne, ai milă. Unii au crezut că e Duhul Sfânt. Ce nu mai puteau, dansau că e Duhul Sfânt, nu, era, erau pungă cu ceva sus și au început să sară peste, să se împrăște peste oameni. Că acolo ne duce diavolul. Ce s-a întâmplat la Timișoara recent, penibil. Oameni care nu mai au niciun Dumnezeu. Să nu mai spun că intrăm deja la lucruri demonice, la răcnete, la, la manifestări demonice, că am pierdut slava lui Dumnezeu. Știți că Domnul vrea să ne aducă slava lui dar trebuie să împlinim condițiile acestea. Ascultare, sfințire, laudă. Și auziți ce se întâmplă în clipa aceea? Casa. O, nu orice casă. Nu, Domnul nu-și coboară slava lui peste orice familie. Domnul nu-și slava lui peste orice biserică. Noi putem să punem numele bisericii cum vrem, Betel, putem să-i punem nu știu cum, orice nume. Dar dacă punem numele, nu înseamnă că și Domnul e acolo. În clipa aceea, casa, care e casă? Spune aici, spune-te rog, versetul 2 Cronici, capitolul 5, versetul 13, partea a doua. Și anume casa Domnului s-a umplut cu nor. Domnul nu-și coboară slava lui peste casa mea, dacă n-am făcut din casa mea templul lui. Nu știți că voi sunteți templul Duhului Sfânt, 1 Corinteni 3, 16, 6, 19, 20? A fost cumpărați cu un preț, proslăviți. Domnul nu-și coboară oriunde slava lui. Vrei ca la nunta ta, Domnul, să-și coboare slava lui? Am fost la nunți așa de frumoase și văd domnule, nunți așa de frumoase. Nu-i nimic spectaculos, nu-i nu, nu cântăresc cu renume, nu -și... dar se simte ceva. Doi tineri care s-au păstrat curați și s-au luat și sunt curăție, Domnule, simți slava Lui, parcă copii pe cu mâinile, zici ce frumos. Și atunci nu dai slavă nimănui, numai slavă Lui Dumnezeu. Și vine Domnul să dea binecuvântarea, că e bun și sl slăvit să-i fie numele Lui. Ca așa cântau ei, căci este bun, căci îndurarea Lui ține în veci. Slăvit să fie Domnul. Dar dacă nu înțelegem aceste lucruri și închei, vom rămâne fără slava Domnului exact cum s-a întâmplat cu poporul Israel, nu mai am să citesc. Acasă, dacă doriți, citiți Ezechiel capitolul 3, capitolul 8, 9 și 11, veți vedea cum pas cu pas slava Domnului s-a ridicat de pe Heruvim, s-a dus la pragul casei, din pragul casei s-a dus în curtea dinăuntru, din curtea templului Domnului, s-a dus afară pe munte. După ce a plecat slava Domnului, a intrat în nebugadnețar în Ierusalim și a ras tot Ierusalimul. Așa se întâmplă când îl întristăm pe Domnul. Slava Domnului se ridică de la locul ei. Isaia 11 cu 2, 3. Duhul Domnului se va odihni peste el, Duh de înțelepciune și de pricepere, Duh de de tărie, Duh de cunoștință și de frică de Domnul. Plăcerea lui va fi frica de Domnul. Când Duhul Domnului se odihnește în viața noastră și îl întristăm, el se supără, el se tulbură în viața, de aceea Domnului Iisus n-a avut Duhul cu măsură. În viața Domnului Iisus Duhul era în plinătate de plină. De ce? Niciodată Domnul Iisus nu l-a întristat pe Duhul Sfânt. Efesem 4 cu 30, să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care ați fost pecetruiți pentru ziua răscumpărării 31, orice Am răciune. Dacă aș sta să vă întreb așa pe fiecare, Știți cât, câte persoane sunt în biserici care au câte o amărăciune? Și asta întristează pe Duhul Sfânt? Orice iuțime, când ne-am mâniat ultima oară, când am avut pornirea aceea ultima oară și mi-a venit să mă... Știți, iuțime, mânie, strigare. Că eu treceam într-o zi și auzi. Măi, la biserică sora se roagă, când auzi când se roagă de frumos, zici, Doamne, ce femeie sfântă! Și treci pe lângă casa ei și auzi niște strigăte. Bă, da, eu știam că sora aia care s-a rugat, stă aici, cine strigă? Păi ea strigă. Dar în biserică striga la Domnul ei din cer și acasă strigă tot la Domnul, dar nu la din cer. Păi nu merge așa. Orice strigare să piară din mijlocul vostru. Iată, iată doi... Uh... No 1 împărați, capitolul 14, a venit, pentru că poporul a păcătuit în timpul lui Roboam, a venit și șac împăratul Egiptului, 25, s-a suit împotriva Ierusalimului, a luat visterile casei Domnului, a luat visterile casei împăratului, a luat tot, a luat toate scuturile de aur pe care le făcuse Solomon. Și ce a făcut Roboam? A zis, dacă nu mai sunt scuturi de aur, nu mai avem slava Domnului, nu mai avem ce au avut părinții noștri, bunicii noștri. Nu mai avem ce au avut biserica primară. Dar nu-i problemă, nu închidem biserica. Cum să închidem biserica, fraților? Facem noi niște scuturi. Fabricăm noi o slavă noastră. Și au făcut niște scuturi, numai că noi nu putem face scuturi de aur. Scuturile de aur numai Dumnezeu le poate da. Slava lui Dumnezeu autentică nu putem fabrica noi. Putem să o copiem, să încercăm, Ascultați-mă și închei, ascultați-mă bine. Tot ce înseamnă praise în worship, tot ce înseamnă laudă și închinare este fabricație dintr-un dus străin, este manipulare la cel mai înalt nivel. Eu am, eu am ascultat, m-am documentat și în luni întregi am studiat, am ascultat cântări de la Hillsong ca să mă documentez. Simți ceva când a scos domnule, începe așa, începe foarte, foarte ușor. Au așa o, o temă care se repetă. Începe și cântă așa un, un vers și repetă, adaugă încă un instrument, încă un instrument. Și crește tensiunea, crește, după aia, dintr-o dată, o explozie la cor, se aprind luminile, începe basul puternic. Tot e manipulare, nimic din slava Domnului. Erau pe un stadion 50.000 de tineri recent, câteva luni în urmă pe un stadion și aia din față care cântau s-au pus pe jos, au făcut ce au făcut ca să fabrice ei. Dacă nu-i slava Domnului, noi putem să ne chinuim, dar nu putem să fabricăm slava Domnului, putem să copiem. Mă rog ca Dumnezeu să ne dea harul să ne pocăim. Roboam a zis, dacă nu mai sunt scuturi, nicio problemă, facem noi altele. Există o șansă pentru noi. Ieremia, capitolul 2, versetul 10, poporul meu, 11, 12, 13, poporul meu a săvârșit un doi păcat, m-au părăsit pe mine izvorul apelor vii. Spune, treci în o stroare, chitim, întrebați, s-a întâmplat undeva, 11, așa ceva, și-a schimbat un popor Dumnezei, dar poporul meu și-a schimbat, Ieremia 2, 11, așa, poporul meu și-a schimbat slava, cu ceva care nu este de niciun ajutor. Asta e tragedia bisericilor noastre. Ne merg copii în lume, așa de greu se mai întâmplă o vindecare, așa de greu se mai aude o prorocie. Faptul 2, cu 18, 17 18. În zile de pe urmă voi turna din Duhul meu peste orice făptură. Feciorii și fetele voastre vor? Și eu întreb, unde sunt feciorii și fetele noastre cu dar de prorocie? Noi vrem proroci bătrâni cu experiență. Amin? Dar cum ajunge un proroc bătrân cu experiență dacă n-a fost mai întâi proroc tânăr? Poate să ajungă bătrân cu experiență dacă n-a fost mai întâi tânăr? Uite așa cum sunteți voi, băieți aceștia, fetele acestea. Domnul vrea să dea darurile Duhului Sfânt într-o viață care e în ascultare, într-o viață care se pune deoparte. Da, o să râdați de tine, și mă, te-ai tuns ca, tu, tu te duci, te tuns frumos, normal și zic că tu, tu te-ai tuns ca și ăștia la, la, la țară. Nu e nicio problemă, lasă râde de tine, tu tunde-te frumos. Îmbracă-te cuvincios ca să poată Domnul coborî slava Lui în viața ta. Și Domnul să-ți dea un dar, să dea un dar de prorocie, să dea vedenii. Și dacă alții vor râde de noi și râde de noi, nicio problemă. Noi vrem să se arate slava Domnului și într-o zi va veni slava Domnului. Ne va lua acasă și vom fi totdeauna cu Domnul. Doamne, ajută-ne, amin.